stăm de vorbă cu doamna doctor Laura Tribus, medic primar, medic de medicină internă și gastroenterolog, șef lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie, Carol Davila. Trăim într-o lume modernă, mereu pe fugă, cu mult stres și o alimentație de cele mai multe ori nepotrivită. Alimente procesate, mese neregulate, fast food-uri. Cum este impactat organismul nostru, doamna doctor? Și pentru că sunteți specialist în domeniu, o să vă rog să vă referiți la uzina fiecăruia dintre noi, ficatul. Care sunt primele semne de disfuncționalitate ale ficatului? Într-adevăr, așa cum arată și datele statistice, în ultimii ani asistăm la o adevărată creștere a popularității consumului de alimente de tip fast food în rândul populației, respectiv a obiceiului de a folosi o alimentație total necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ, dar și calitativ, ce cuprinde alimente procesate și total dezechilibrate din punct de vedere nutritiv. În timp ce folosirea ocazională a alimentelor de tip fast food nu are consecințe importante asupra stării de sănătate, în schimb, transformarea utilizării acestora într-un stil de viață poate induce o serie de complicații, unele extrem de severe, și aș aminti aici obezitatea, probleme cardiovasculare, respectiv hipertensiune arterială sau infarctul miocardic acut, determină suferință din partea aparatului respirator, pacienții obezi fiind relatând frecvent dificultăți de respirație sau probleme din partea aparatului osteoarticular. Nu în ultimul rând, unul dintre organele cele mai importante care suferă consecutiv utilizării acestor alimente necorespunzătoare este ficatul, practic cel mai mare organ metabolic al organismului și o adevărată uzină a acestuia. Mă refer aici la apariția steatozei hepatice, respectiv la încărcarea ficatului și a celulelor sale cu grăsimi, steatoză care în timp poate avea potențiale evolutive diferite, cu distrugerea celulelor hepatice, apariția consecutivă a inflamației, a fibrozei și, nu în ultimul rând, a cirozei hepatice. De asemenea, după ani de evoluție a acestei afecțiuni și în absența unui tratament adecvat, deseori pacienții pot prezenta cancer hepatic. Tocmai ați amintit de tratamentul steatozei hepatice, care trebuie să fie unul potrivit și, desigur, destul de repede instituit. Care este acest tratament? Deși în ultimii 30 de ani s-au înregistrat progrese remarcabile în ceea ce privește tratamentul bolilor hepatice cronice și aș aminti hepatita cronică produsă de virusurile hepatitice B sau C, ciroza hepatică și chiar cancerul hepatic, nu același lucru se poate spune și despre tratamentul steatozei hepatice. În primul rând, acestor pacienți li se recomandă schimbarea stilului de viață. Și anume, le recomandăm să renunțe la consumul de băuturi alcoolice, să aibă o dietă echilibrată și, dacă sunt supraponderali sau obezi, să realizeze o scădere ponderală în greutate, lucru foarte important, evitându-se scăderile bruște în greutate, pentru că inclusiv aceste situații pot duce la agravarea leziunilor de steatoză hepatică. Din punct de vedere al tratamentelor medicamentoase, acestea sunt destul de limitate în steatoza hepatică și nu pot fi aplicate tuturor pacienților. Cu toate acestea, pacienții beneficiază de administrarea de vitamină E, de acizi grași omega-3 sau uneori de tratamente antidiabetice orale, utile în special pacienților diabetici ce asociază steatoză. În ceea ce privește semnele clinice ale steatozei, acestea sunt aproape inexistente la majoritatea pacienților. Cu toate acestea, uneori pacienții relatează o stare de oboseală, de fatigabilitate sau de disconfort în etajul abdominal superior. Atunci când sunt examinați de către medicul specialist, pacienții cu steatoză prezintă o creștere de dimensiune a ficatului, care este însă moale și nedureros. Ceea ce atrage atenția însă asupra suferinței hepatice cronice este reprezentată de modificarea testelor serologice cu creșterea importantă a valorilor transaminazelor hepatice. Este important să subliniem faptul că o valoare mult crescută a acestor transaminaze nu indică neapărat și o formă foarte severă de boală. În timp, asociat acestor modificări
ale transaminazelor serice, pacienții prezintă creștere ale bilirubinei, fosfatazei alcaline sau gamma-glutamil transpeptidazei, iar în stadii tardive de boală poate apărea anemie, scăderea numărului de leucocite și de trombocite. Asociat modificărilor serologice, acești pacienți prezintă de cele mai multe ori modificări imagistice, decelate absolut întâmplător cu ocazia efectuării unei ecografii abdominale sau a tomografiei computerizate. Diagnosticul de certitudine însă îl stabilește biopsia hepatică, ce este însă o manevră invazivă, deseori însoțită de o serie de complicații, motiv pentru care, în ultimii ani, această explorare invazivă a fost înlocuită de teste neinvazive de tipul fibromaxului, care evaluează indirect gradul de afectare a ficatului. Și totuși, pentru situațiile în care pacienții aleg să intre într-o farmacie să ceară un supliment alimentar, pentru că știm că există această tendință a pacientului din țara noastră, ce sfaturi le puteți da ca să fie un pacient informat și să aleagă un produs sigur? Și v-aș invita să vă gândiți într-un an centenar la un exemplu 100% românesc. Da, m-aș gândi la produsul Hepatofit Forte, care este un produs realizat după o rețetă românească. Fiind 100% natural și un lucru foarte important este că nu conține excipienți, și conține extracte standardizate din plante în proporții ce asigură un raport optim între doză și efect. Doamna doctor, care ar fi doza zilnică recomandată ca acest produs să-și facă efectul? Doza zilnică recomandată este de 3 capsule pe zi, administrate pe durata a 3 luni. Pentru că s-a demonstrat în studii clinice realizate în colaborare cu medici specialiști gastroenterologi din diverse clinici universitare că după 3 luni de tratament se obține o scădere semnificativă a valorilor transaminazelor serice la mai mult de 85% dintre pacienți și de asemenea o îmbunătățire a aspectelor imagistice, respectiv din punct de vedere ecografic, pacienții cu steatoză severă anterior tratamentului având după aceste 3 luni de tratament steatoză moderată, iar cei cu steatoză moderată anterior tratamentului având la sfârșitul lui steatoză ușoară. Acest produs are reacții adverse? Nu, produsul nu prezintă reacții adverse și prezintă în schimb efecte favorabile chiar după o săptămână de utilizare, pacienții relatând deseori remiterea stărilor de oboseală. În afară de steatoza hepatică, ce alte recomandări, în ce alte afecțiuni mai este recomandat acest produs Hepatofit Forte? Hepatofit Forte contribuie la îndepărtarea grăsimilor din celulele hepatice și în felul acesta la normalizarea valorilor serice ale transaminazelor și de asemenea prin dublul său efect hepatoprotector și hepatoregenerator, produsul conținând silimarină într-o concentrație de 150 de miligrame, poate fi utilizat pentru buna funcționare a ficatului la pacienții consumatori cronic de băuturi alcoolice, la pacienții cu hepatite cronice determinate de diferite cauze, la pacienții cu steatoză produsă de diabetul zaharat și ajută inclusiv la o bună funcționare a veziculei biliare, favorizând producerea corectă a bilei și deversarea sa la nivelul intestinului subțire. Pentru că foarte puțin mai e până la aniversarea 90 de ani de prezență pe piața românească pentru producătorul acestui brand, Fares, să le urăm la mulți ani, iar pacienților români o viață lungă și cu sănătate. Și să vă ascultăm o ultimă recomandare de stil de viață sănătos. Să nu uităm niciodată că un stil de viață sănătos presupune o alimentație rațională, îmbinată cu un exercițiu fizic adaptat nevoilor personale. De asemenea, un stil de viață sănătos presupune să realizăm vizite periodice la medic pentru a preveni, dacă este posibil sau dacă este cazul, pentru a trata diferitele afecțiuni și, nu în ultimul rând, presupune să avem o viață socială, dar și spirituală, adaptată zilelor noastre, pentru că inclusiv studiile au arătat faptul că oamenii au o nevoie fundamentală de a avea relații
pozitive și de lungă durată, inclusiv acestea, contribuie la menținerea unui stil de viață sănătos.